Viață plină de evenimente și experiențe supranaturale, biruința asupra bolilor incurabile, lupta cu moartea, împotrivirea vrăjitoriei și blestemelor, exorcizare, chemare de sus, misionariat, mântuirea sufletelor, prigoană, tentativă de omor, intersectarea cu lumea de dincolo, comunicarea cu îngerii și cu Dumnezeu, descoperirea tainelor creației, doctor în teologie Stanislav și Iulia Saltanenko. Slavă lui Iisus Hristos! Îți mulțumim, Doamne, pentru această zi. Îți mulțumim pentru prezența Ta minunată în acest loc. Îți mulțumim pentru cuvântul pe care ne-l dai astăzi. Binecuvântăm numele Tău Sfânt. Slavă lui Iisus! Astăzi vom vorbi despre fericire și cred că fiecare dintre voi își pune întrebare. De ce mă simt nefericit? Cine își pune asemenea întrebări? Te gândești că atât de mult ai visat, atât de mult ai visat ca să ai salariu un pic mai mare și s-a făcut mai mare, dar iarăși ești nefericit. Este cineva? Nu ai copii? Nefericit. Ai copii? Nefericit. Nu ai apartament? Ești nefericit. A apărut apartamentul, ai devenit și mai nefericit, deoarece cât de multe lucruri trebuie pentru apartament. Totul nu este ca la oameni. Nu ai anumite haine, ai adunat banii, ai cumpărat haina și iarăși ești nefericit, deoarece au apărut alte haine mai bune. La cine este așa? Curaj! Haideți cinstit! Să vorbim despre fericire. Ce mai este? Mâncare. Fără mâncare ești nefericit, ai mâncat? Iarăși ceva nu este bine, te doare ceva, ai mâncat prea mult. Fără concediu este rău, ai mers în concediu, nu este așa ca în reclamă. Îți pare rău de bani. Unde este fericirea omului? De ce mereu ne simțim nefericit? Nu am mire, plâng, am mire, iarăși ceva nu este bine. Nu am mireasă, rău, a apărut și mai rău. La cine este așa? Parcă mi era bine și singur. Există un secret, deoarece fericirea noastră omenească, când se bazează pe dorințele firești, se află la nivelul hormonal. Există asemenea hormoni, de exemplu dopamină, hormonul plăcerii. Și atunci când mergem spre un scop, haina, mire, concediu, McDonald's, restaurant, atât de mult le dorim că suntem plini de foc, de pasiune, sexul. Dar când s-a întâmplat, hormonii scad brusc. Medicina spune. La pământ. Și vine o apatie, o depresie atât de mare. Cine a experimentat? Nu este plinătate. Oricum, ceva nu ajunge. Un preot a hotărât să cerceteze fenomenul fericirii omenești. A fi fericit înseamnă să ai parte de ceva bun. Atunci când omul se află în epicentrul predestinației sale divine, sensul vieții, chemare, că înfăptuiește voia lui Dumnezeu, fără Duh, fericirea este, nu este posibilă. A fi fericit înseamnă a avea parte de ceva bun din partea lui Dumnezeu. Toate celelalte lucruri, fluctuațiile noastre hormonale, sunt o iluzie a plăcerii, iluzia fericirii, dependența emoțională, sufletească de ceva. Și cu cât mai dependenți vom fi, cu atât mai mult ne vom înconjura de aceste valori materiale, cu atât mai nefericiți vom fi. Deoarece mereu vom experimenta căderea acestui hormon și vom avea nevoie de un nou morcov ca să alegem după el ca un măgăruș și să tindem spre o nouă fericire materială.
Acest preot care a făcut acest studiu spune, am cercetat și am dat de o statistică groaznică, că oamenii bogați care au de toate se sinucid. De ce? Deoarece acest hormon pe care mereu îi stimulează, cu timpul, de exemplu, dacă mereu te uiți la lista din noutăți pe Instagram, dezgoliți, 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 și simți că te uiți la ceva dezgolit. Și simți o anumită fericire. Hormonul s-a ridicat. Te uiți mai departe, dar pe urmă devine atât de greață, deoarece nu doar că ai păcătuit, dar hormonul a scăzut și te gândești, de ce mă uitam la asta? Dădeam și like-uri. Ce se întâmplă? Oamenii devin fără simțire, ei se sinucid deoarece nu mai pot să simtă acest hormon, nu mai pot să-l ridice și să sinucid, deoarece nu mai pot să simtă nicio plăcere, nici de la droguri, nici de la sex, nici de la mâncare, nici de la haine, nici de la mașini scumpe, bărci scumpe, case, un număr mare de femei și tot la ce visează lumea. Nimic nu mai aduce plăcere. Și ei se sinucid. Dar acest preot spune, am început să studiez și am văzut cum prima biserică, martirii pentru numele Domnului, când au fost jupuiți de vii, se luminau la față de slavă lui Dumnezeu și strigau, Doamne, cu adevărat, chinurile sunt o fericire. Și plecau în veșnicie, ca și Ștefan, călării aruncau uneltele lor, cădeau în genunchi și strigau, suntem creștini! Doamne, iartă-ne! Era un fenomen inexplicabil, deoarece există fericirea iluzorie sufletească, care doar se numește fericire, dar nu este, și este fericirea adevărată de la Dumnezeu. Și cu cât mai repede vom găsi fericire în Iisus Hristos, în cuvântul Său, în El, în planurile Lui, scopurile Lui, cu atât mai repede vom deveni fericiți. 100 de ani în urmă, teroarea roșie a lăsat pe un preot ortodox fără grad. I-au luat biserică și au bătut joc de el, l-au aruncat în închisoare și el scrie turmii sale, ca apostolul Pavel. Am cunoscut fericire, căci fericirea este împărăția lui Dumnezeu care este în noi. Și aceasta este un fapt real, un adevăr, că fără Dumnezeu nu vom putea fi cu adevărat fericiți. De aceea ne-am adunat aici împreună ca să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, slava lui Iisus Hristos, ca să cunoaștem voia Lui. Și dacă Dumnezeu ne binecuvântează atât de mult cu binecuvântările materiale, haideți pentru aceasta să-i dăm slavă și să nu ne concentrăm ca oamenii neînțelepți pe aceste lucruri, ci vom pune pe Iisus mai presus de toate. Fie că El să fie fericirea noastră. Amin. Mulțumesc. Aleluia. Aleluia. Slavă lui Iisus Hristos. Slavă Iisusu Hristos. Aleluia. 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 Рад вас видеть. Mă bucur să vă văd că aveți toți dinții la loc, că întineriți, nu îmbătrâniți, că vă reînnoiți în Duh, amin? De aceea întârzic bătrâneții, bolilor, neputinții în numele lui Iisus Hristos, ca să fiți ca cerbii tineri, Dumnezeu să vă reînnoiască, ca să alergați și să nu vă opriți, să uitați de perspectiva bătrâneței și neputinței. Doamne, aceasta este promisiunea noastră, deoarece Tu ești medicul nostru. De aceea poruncim neputinței, bolii, blestemelor să îngenuncheze înaintea numelui Lui Iisus Hristos și să plece, deoarece Doamne, reînnoiește-ne în putere, tărie, în tinerețea Ta, deoarece noi credem în viață și Tu ești viața noastră. Viața Ta să ne umple sufletele noastre, Duhul nostru, fiecare celulă din noi, în numele Lui Iisus. Fiecare ADN al nostru, în numele Lui Iisus, să primească viață Lui Iisus Hristos. Și tot poporul a spus, amin. Să-i dai slavă Lui Dumnezeu.
Bună seara, sfinților! Dacă nu ne cunoaștem cu cineva, sunt fratele vostru Stanislav, aceasta este sora Iulia. Suntem copii și sfinții lui Dumnezeu. Amin. De ce dorim ca sfințenia, lumina lui Dumnezeu, să se răspândească până la marginile pământului? Amin. Este foarte important, deoarece în ultimele câteva luni, emisiunile noastre au fost urmărite de către peste 2 milioane de oameni. Totul este cu putința celui care crede. Dar puteam să spun, vai, am deja jumătate de secol. Vai, ce să fac, să plâng, că am mai împlinit un an. Nu, îmi place să petrec zilele de naștere în post, în rugăciune și cu Iisus. Cineva l-a invitat vreodată la ziua lui pe Iisus? Vă sfătuiesc. Eu întotdeauna așa fac și petrec ziua mea de naștere cu Iisus. Este cel mai bun lucru pe care putem să-l avem în viață. Amin. După ce am trăit jumătate de secol, am văzut multe lucruri, mult înțeleg și tot mai mult mă conving că fericirea înseamnă să-i slujești lui Dumnezeu. Fericirea este să fii mântuit. Fericirea este să-L cunoști cu adevărat pe Iisus Hristos. Amin. Să-i slujești lui Dumnezeu nu înseamnă să stai și să te uiți în tavan, să nu lucrezi, să nu te intereseze de nimeni, deoarece unii nu vor să facă nimic în viață, ei spun că vor doar să slujească lui Dumnezeu. Sunt asemenea oameni. Aceasta nu este fericire. Cine nu lucrează să nu mănânce. Eu vorbesc despre o slujire deplină, când ești lumină, un exemplu, când poți să ai grijă de alții, să-i hrănești, să-i dai ceva. Mulți oameni care vin la Dumnezeu, mă uit la ei și văd că au căpătat deja ceva, dar totuși sunt nemulțumiți, supărați, ceva nu le ajunge. Ce aș vrea să remarc? Chiar și majoritatea oamenilor din această sală, cei pe care îi cunosc, după ce au venit la Dumnezeu, viața lor a devenit mult mai bună în toate domeniile. Ați observat? Unii aveau doar chiloți, dar acum te uiți, se mută și lucrurile nu mai încap în mașină. Mă uit la tineretul nostru, atât de multe lucruri deja au adunat, dar de multe ori totuși nu prea sunt fericiți. Ați observat? În mod special tineretul. Dar noi cu Iulia suntem fericiți, deoarece noi am avut totul și noi totul am lăsat. Când am venit la Dumnezeu, totul împărțeam, aveam grijă, hrăneam, îmbrăcam, cheltuiam banii proprii. Adică cu alte cuvinte, noi invers, am devenit mai săraci. Cineva m-a auzit? Iată cum. Și fericirea devine tot mai multă și mai multă. Aleluia! De aceea dorința noastră este să găsiți fericirea adevărată, să nu vă păcăliți pe voi înșivă. Astăzi ne-am rugat pentru copii și aș vrea să spun câteva cuvinte despre aceasta. În Coloseni, capitolul 3, Efeseni, capitolul 6, este scris: copiii, ascultați de părinții voștri, fiți ascultători așa cum este plăcut lui Dumnezeu. Dar de asemenea, acolo mai este scris ceva: părinților, nu întărătați copiii, adică nu îi ispitiți. De multe ori, părinții se uită doar dintr-un punct de vedere, dar lucrurile nu stau așa. Deoarece exact cum este scris pentru copii, tot așa este scris și pentru părinți. Și trebuie să înțelegem poziția pe care o ocupăm. Ce copiii vor rămâne? De multe ori, copiii iau cele mai rele lucruri. Dar dacă în viața părinților, în general, domină răul, adică mereu sunt certuri, neînțelegeri, depresii, nemulțumiri, ce pot copiii să ia de acolo? Ei copie. Iau de acolo. Și problema este ce vor lua copiii. De multe ori noi încercăm să spunem unele lucruri, dar viața noastră face cu totul alte lucruri. Dar copiii se uită la viață. Copie exact acest lucru. Amin. Amin. Este o realitate.
În viața mea au fost părinți extraordinari. Uneori se întâmplă chiar să fii și părinți buni. În viața mea așa a fost. Am avut părinți extraordinari, intelectuali, profesori, oameni buni, deștepți. Implementau morală, cinste, conștiință, dragoste, grijă. Singurul lucru pe care nu puteam să investească, nu-l cunoșteau pe Dumnezeu. Și problema este că fără Dumnezeu toate aceste lucruri nu funcționează. Și nu a funcționat la mine. Și înainte să vin la Dumnezeu, am făcut destul de multe prostii. Dar când trece timpul și începi să pricepi ceva în viață, oricum, dacă în tine au pus morală, conștiință, cinste, când l-am întâlnit pe Dumnezeu, ceea ce părinții au investit de la început, a început să funcționeze. Totul s-a asamblat la oaltă. Copiii vor copia lucrurile. Și chiar dacă ceva este greșit cu copiii, tu ești părinte care trebuie să-i arate dragoste, calitatea vieții pe Dumnezeu, trebuie să te rogi. Și nu contează ce se va întâmpla cu copiii. Uneori se spune, vai, este atât de hormonal, nimic nu este bun. Ascultați, nici eu nu eram bun întotdeauna. Oamenii care mă cunoșteau înainte, mulți nici astăzi nu cred că sunt credincios. Deși sunt credincios deja timp de zeci de ani. Când în neamul nostru au apărut primii credincioși, neamurile noastre i-au spus așa, nu trebuie să ne propovăduiți nouă, încercați să propovăduiți lui Stanislav. Dacă el se va pocăi, atunci ne vom pocăi cu toții. Deci toate rudele știau că fie să propovăduiești lui Stanislav, fie lui Antichrist este același lucru. Soacra mea, când m-a văzut prima dată, a spus, Antichristule, lasă fiica mea în pace. Vi se pare amuzant? Tatăl meu era bolnav. Părinților le era greu să treacă peste toate aceste lucruri. Tatăl nici nu a reușit să suporte pe toate, deoarece era bolnav, era în vârstă și a murit din cauza vieții pe care o duceam. Alte rude au plecat. Dar a trecut timp, ei se uită și atunci se părea că nimic nu mai poate fi schimbat. Este un eșec total. Au trăit degeaba. Dar când ei se uită astăzi, cine sunt, cum credeți, părerea lor s-a schimbat? Cu siguranță. Odată a fost o conferință și am mers și eu acolo, se apropie un om de mine și spune, te urmăresc timp de 3 zile. Eu zic, da, sunt pastor. Eu te cunosc, spune. Mi-a spus unde ne-am întâlnit și îmi spune, eu nu cred nici acum că ești credincios. De ce? Întreb. Deoarece în acel grup de unde ne cunoaștem, erau mulți oameni, dar tu erai cel mai șmecher. Dar eu niciodată nu mă gândeam despre mine așa. Mă gândeam că sunt un băiat normal. De ce părinții se îngrijorează? Alți oameni de ce se îngrijorează? De ce soacra mă numește Antichrist? Eu mă gândeam că sunt normal, totul este bine. Cine aici mă înțelege? Slavă lui Dumnezeu! Dar când m-am pocăit, rudele mele au spus, mai bine ar rămâne cel vechi. Deoarece înainte am fost călărețul fără cap, dar am devenit nebun pentru Hristos. De aceea, Doamne, binecuvântează toți părinții, dă înțelepciune, duh, revelație, ca să folosească corect acea autoritate pe care o au, acea influență pe care o au, acea educație pe care o implementează, ca să poată să fie un exemplu real pentru copiii săi, ca copiii să poată să ia cele mai bune lucruri și când vor trece calea proprie, să poată să facă o alegere corectă și să aibă un exemplu minunat. Binecuvântează ca fiecare tată, mamă să devină un exemplu extraordinar pentru copiii săi, în numele lui Isus. Și tot poporul a spus, amin. Așa să fie. De aceea, în cazul meu, când s-au uitat, au spus,
Mai bine ar fi... Deoarece pe nimeni nu-i lăsam în pace, fiind creștin. Omul uneori trece prin ceva în viață ca pe urmă să folosească aceste lucruri. Ele îi formează pe oameni. Și, cum se spune, trebuie să-ți cunoști vrăjmașul. Și timp de mulți ani mă gândeam, Doamne, de ce a fost așa? De ce numai de vreme Dumnezeu m-a chemat din copilărie? Acest lucru nu înseamnă că Dumnezeu a vrut așa să fie, dar El poate pe toate să le corecteze pe urmă, înțelegeți? Poate totul să aducă la desăvârșire și să le folosească pe urmă, să poți să spui, slavă Domnului, am experiență și în un domeniu și în altul, și poți să le folosești. Nu pot să vă povestesc despre toată experiența pe care am avut. Mulți oameni se uitau la experiența mea sau la ceea ce am fost în viață și doar din acest motiv se pocăiau sau nu făceau rău bisericii sau credincioșilor. Au fost multe întâmplări diferite. De aceea este foarte important când îți cunoști vrăjmașul în față. Cine este vrăjmașul nostru? Cum se numește predică? Înapoi a mea satanul. Iisus a spus că vrăjmașul nostru este diavolul. El este vrăjmașul omului. Amin. Și problema este că mulți oameni nu își cunosc vrăjmașul. Dar cea mai mare problemă este că ei nu ascultă pe cei care deja îl cunosc, care deja au înțeles, l-au biruit pe acest vrăjmaș, știu cum să o facă și au rezultate bune. Oamenii de multe ori ascultă pe oricine, dar nu pe cel pe care trebuie. Și fac orice, numai nu ceea ce trebuie, ca să biruiască pe adevăratul vrăjmaș din viața lor. Amin? De aceea este important să ascultăm oamenii care își cunosc vrăjmașul cu adevărat. Ei pot să lupte mai eficient. Amin? Ei înțeleg cu cine au de a face, știu cum trebuie să fie făcute lucrurile, cunosc căpcanele lui, deoarece ei cândva au fost acolo. Ei cunosc foarte bine toate lucrurile din interior. Domnul poate totul să întoarcă și pe urmă aceste lucruri pot să ajute foarte mult. Așa a fost în viața mea. Ca să înțelegem lucrurile importante, astăzi oamenii au percepție pervertită. Pentru unii să alunge diavolul înseamnă să folosească anumite amulete, pentru alții să țipe, unde să țipe mai tare înseamnă că acolo pleacă diavolul, pentru alții să spună anumite încantații, pentru al patrulea să frecventeze anumite întâlniri și poți să-i numeri, să spui foarte multe. Pentru alții să mergi undeva, să scaldi într-o apă sfântă, alții să spună o rugăciune specială sau să mănânci un kilogram de pământ sfânt, că diavolul să plece. Multe lucruri putem enumera, dar problema este că chiar și creștinii descad în această plasă. Pot să vă arăt clar aceste lucruri, deoarece ei nu înțeleg și nu își cunosc vrăjmașul. Odată am mai spus această predică, se numea Alungarea Diavolului, a avut în jur de 3 ore și vedem că oamenii și până acum se uită, se abonează. Am întâlnit un om care mi-a spus, am ascultat de 40 de ori și mi-a ajutat și mă ajută. Și aș vrea să continui mai mult să descoper și mai clar lucrurile despre care s-a vorbit, ca să umblăm în biruință reală. Am să vă arăt un exemplu simplu. Cine a văzut vreodată magneți? Știi ce înseamnă? Doi magneți. Dintr-o parte ei se atrag, dar dacă întorci, deja se resping. Ați văzut? Iată, de exemplu, aceasta suntem noi. Tu, eu, orice om. Dumnezeu și diavolul. Țineți minte magnetul? Întoarceți-vă cu față. Când omul trăiește după Duh,
Când păzește cuvântul lui Dumnezeu, ce se întâmplă? Ei se atrag, ca și magnetul. Ați văzut un magnet? E, există cum formule, teoreme există. Eu vă arăt o teoremă, o ecuație, sau puteți să-i spuneți cum vreți. Cum diavolul intră și cum iese din oameni. Și veți înțelege cât de serios unii oameni sunt influențați de diavol și veți înțelege cum această problemă poate fi rezolvată. Și să nu permiteți ca aceste lucruri să se mai întâmple. O chestiune simplă. Iacov spune, apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de voi. Ca și magnetul. Hopa! Și s-a unit. Împotriviți-vă diavolului și el se va îndepărta de voi. Dar dacă omul neglijează ceea ce se spune, îl neglijează pe Hristos, se întoarce, atunci ce se întâmplă? Ca și la magnet. Dacă ai întors magnetul, ce se întâmplă? Se respinge. Dar altul îl atrage. Și în brațele cui ajunge? În brațele diavolului. Ea s-a întors, a început să acționeze după suflet, după fire, nu mai acționează după duh. Același om, același magnet, dar are un comportament cu totul diferit. Aici era atras, același magnet este întors și deja este respins. Și oamenii se întreabă, oare pot fi demoni în cei credincioși sau nu? Cum să înțelegem care e treaba cu acești demoni? Totul este atât de încurcat. Este acest lucru încurcat? Cine a înțeles deja ceva? Eu cred că și un elev de clasă întâi poate să înțeleagă. Nu este nimic încurcat. Întoarce-te cu față. Soț și soție. Îmbrățișați-vă. Și când ei încep să acționeze după fire, întoarceți-vă. Ce se întâmplă? S-au respins și au plecat. Lena, vină încoace. Ce se întâmplă? Soțului deja nu prea este bine cu soție. El se simte bine cu alta. Dar ea... Tu s-a săturat deja de acest soț. Vrea să petreacă timp în brațele și cu cuvintele altuia. Ce se întâmplă? Este așa ceva? Atât de mult se întâmplă. Dar problema. Întoarceți-vă. Apropiați-vă unul de celălalt. Dar problema este unde? Este în interior, deoarece Dumnezeu a unit soțul și soție și i-a făcut un singur trup. Aici este secretul, aici este Dumnezeu. În Ioan 10 spune că Iisus a venit ca să avem viață și viață din belșug. Diavolul a venit ca să distrugă, să omoare, să propădească. De aceea, când asemenea lucruri se întâmplă în familie sau în biserică, cine stă în spate acestui lucru? Eu singur iau decizii, pastorul este rău, altcineva este rău. În Matei 16, începând cu versetul 15, se descrie situația când Iisus întreabă, dar voi cine ziceți că sunt? Petru i-a răspuns, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Simon Petru drept i-a răspuns, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Iisus a luat din nou cuvântul și i-a zis, ferice de tine, Simone, fiul lui Iona, fiindcă nu carnea și sângele ți-au descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Și eu îți spun, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu vor birui. Și îți voi da cheile împărăției cerurilor și orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri și orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri. Atunci a poruncit ucenicilor săi să nu spună nimănui că El este Hristosul. De atunci încolo, Iisus a început să spună ucenicilor săi că El trebuie să meargă la Ierusalim, să pătimească mult din partea bătrânilor, din partea preoților, celor mai de seamă și din partea cărturarelor, că are să fie omorât și a treia zi să se învie. Petru l-a luat deoparte și a început să-l mustre, zicând, să te ferească Dumnezeu, Doamne, să nu-ți întâmple așa ceva. Dar Iisus s-a întors
Și a zis lui Petru, înapoi a mea, satană, tu ești o piatră de poticnire pentru mine, căci gândurile tale nu sunt gândurile Dumnezeu, ci gândurile ale oamenilor. Deci era Petru, satana, Iisus. Ei discută, Iisus întreabă și Petru spune revelație, cuvântul lui Dumnezeu. Iisus îl laudă și spune, bravo. Iisus îl învață pe Petru. Și ce se întâmplă mai departe? Petru începe să îi contrazică, să neglijeze acele cuvinte pe care îi le spune Hristos. Adică, în realitate, în lumea spirituală, iată ce s-a întâmplat. El s-a întors cu spatele la Dumnezeu și Iisus spune, înapoi a mea, satanu. Cui spune? Lui Petru, pe care tocmai îl lăudase, căruia chiar înainte i-a spus, îți voi da cheile împărăției lui Dumnezeu și ce vei lega pe pământ va fi legat și în cer. Vă închipuiți ce autoritate? Acelui ești om, acelui ești Petru. Aici îl laudă și imediat după câteva versete, el îi spune, înapoi a mea, satană, la același Petru. Ce s-a întâmplat? Ceva complicat? Nimic. Când Petru spune cuvântul lui Dumnezeu, când ascultă cuvântul lui Dumnezeu, când stă pe revelația lui Dumnezeu, Domnul îl laudă și îi spune ce promisiuni sunt pentru viața lui Petru, când noi folosim cuvântul lui Dumnezeu. Când Petru începe să neglijeze, spune părerea proprie, pornește sufletul, de multe ori pornim sufletul. Ce se întâmplă? Când pornești sufletul, ești ca și un magnet. Același magnet atrăgea încoace, dar acum respinge. De ce? Deoarece deja există un păcat. Dar păcatul și Dumnezeu nu sunt compatibile. Dar cum acest lucru se determină? Prin cuvânt. Modul cum omul, cum Petru, se raportează la cuvânt. Și atunci când el începe să interpreteze, să suprapună părerea proprie, Iisus îi spune, înapoi a mea, satanu. Spuneți-mi, deci poate să fii încredincioși satana sau nu? Și nu doar unul. Cum în acest caz să credem apostolilor, bisericii, lui Petru, lui Pavel? Doar ei astăzi s-au trezit într-un fel, sunt cu Dumnezeu, mâine altfel, înapoi a mea satana. Ce să facem? Dar acesta era un proces, procesul creșterii din viața lui Petru. A fost momentul când el a fost ucenic și creștea. Iisus îl laudă și îi spune, în viața ta sunt revelații. Și atunci când în viața ta sunt revelații, Iisus spune pe această piatră și aici vorbește concret despre Petru. Nu doar despre sine că el este o stâncă, dar și despre Petru. Pe această piatră voi zidi biserica mea. Spuneți-mi, putem să ne dăm seama vizual pe ce pietre se zidește o biserică? Sau dacă ai venit în biserică, să vezi cine este piatră, baza bisericii. Sunt în biserică pietre, doar nu că a șuierat cineva și tot s-au adunat. Sau poate există pietrele de bază pe ce ea se zidește. Sunt niște oameni, înțelegeți? Și Iisus arată, cum să ne dăm seama? Foarte simplu, te uiți la pietre. Dacă aceasta este o piatră a lui Dumnezeu, atunci pe piatra lui Dumnezeu se zidește biserica. Dumnezeu își zidește biserica. El l-a luat pe acest om, pe Petru, și l-a folosit ca și piatră. Exact la fel, Tatăl l-a luat pe Iisus ca și o piatră de căpătâi și a început să zidească biserica. Pe urmă a luat apostolii și exact la fel. Exact la fel până în ziua de astăzi. El ne cheamă ca să devenim pietre, ca să ne ia și să ne pună în temelie, să ne folosească ca pe noi se poate să fie zidită biserica. De aceea este destul de simplu să înțelegem cine cu ce se ocupă în biserică, unde este biserica, unde nu este, cine zidește, cine nu. Mai mult decât atât, Iisus deodată arată ce promisiuni mărețe El dă. Ați văzut? Ce promisiuni mari îi dă lui Petru. Oamenilor care sunt pietre, autoritate, El spune ce veți lega pe pământ, aceea va fi legat în cer. Adică rugăciunea lor are putere, atitudinea, părerea lor poate să meargă în conformitate cu cerul.
cu împărăția lui Dumnezeu. Și acești oameni vor lega, vor interzice, va fi interzis în ceruri. Ce vor permite, va fi permis în ceruri. Mi se pare că este destul de simplu să ne uităm la viețile oamenilor și să vedem cine și-a jertfit viața pentru mântuirea oamenilor, pentru zidirea bisericilor și pe cine se zidesc bisericile. Cine jertfește viața pentru salvarea oamenilor? Putem să înțelegem aceste lucruri cu siguranță. Mai departe, el continuă și spune, cine își va pierde viața sa, acela o va câștiga. Dar cine nu va rezolva problema sufletului, cum a fost lui Petru, acela o va pierde. Tot acolo, în Matei 16, este scris, pe această piatră, pe Petru, pe oamenii, pe care Dumnezeu zidește, el spune, voi zidi biserica mea și porțile locuinții morților nu o vor birui. Oamenii de multe ori consideră că demonii nu sunt în ei, diavolul nu este, nici pe aproape. Eu cred că sunt credincioși și atât. De exemplu, Ioan 8, versetul 30-31 este scris, pe când vorbea Iisus astfel, mulți au crezut în El. Și a zis iudeilor care crezuseră în El, dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți în adevăr ucenicii mei. Adică, noi cu toții ne-am adunat aici. Noi cu toții suntem cei ce au crezut. Poate cineva a văzut în vizită, încă nu este hotărât, dar mare majoritate sunt cei care au crezut. Acesta este primul nivel, dar este și al doilea, știi care? Și a zis iudeilor care crezuseră în El, dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți în adevăr ucenicii mei. Dar următorul nivel este să rămâi în cuvântul lui Iisus, ca să devii ucenicul Lui. Deci, există nivelul au crezut și asemenea credincioși sunt foarte, foarte mulți în toată lumea. Dar mai este și al doilea nivel. Eu astăzi, când mă uit, vorbesc cu mulți, nu doar cu credincioșii, dar și cu unii slujitori, nu găsești un ucenic. Dacă găsești un slujitor sau preot, el este fariseu, poate afacerist, poate politician, poate filozof, poate psiholog, învață oamenii tot fel de lucruri și predă Evanghelia în toate felurile, dar nu există zidirea bisericii, salvarea sufletelor. Nu există înfrângerea lui Satan și alungarea diavolului. Înțelegeți? De ce este foarte important pe cine noi ascultăm? Să verificăm că acei oameni pe care îi ascultăm sunt pietre. Amin. Pietre lui Dumnezeu, pe care Dumnezeu i-a luat și pe care zidește biserica. De ce el spune că au fost mulți cei ce au crezut, dar totuși spune, dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți în adevăr ucenicii mei. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi. Astăzi sunt atât de multe manipulări, cum să alunge demonii, internetul este plin de astfel de lucruri. Eu vă spun, atât de multe flecării, nu pierdeți timpul. Diavolul a venit la Iisus, Iisus a scos o omoletă și a spus, ceahră bahră, a scos cruci, pleacă satanul, a început să urle, că au fugit toți din acel pustiu. Ca satana să plece, trebuie să urle și toată lumea trebuie să urle. Știi, nimic asemănător nu a fost. Iisus a spus, înapoi a mea satanul, căci este scris. Deci, el spune cuvântul lui Dumnezeu. El pur și simplu spune, iată acesta este cuvântul lui Dumnezeu. Tot aici, Petru începe să-i contrazică, se împotrivește cuvântul lui Dumnezeu și spune, înapoi a mea satanul. Versetul 33. Ei i-au spus, noi suntem sămânța lui Avraam și n-am fost niciodată robii nimănui. Cum tu zici, veți fi slobozi? Adevărat, adevărat vă spun, le-a răspuns Iisus, că oricine trăiește în păcat este rob al păcatului. Opa! Cum stăm cu păcate? Înțelegeți?
Iată, Petru a început să păcătuiască, să neglijeze cuvântul lui Dumnezeu. Înapoi a mea satană. Iată ce înseamnă păcat. El spune, oricine trăiește în păcat este rob al păcatului. Dar dacă veți cunoaște adevărul, adevărul vă face slobos. Și robul nu rămâne pururi în casă, fiul însă rămâne pururi. Deci, dacă fiul vă face slobos, veți fi cu adevărat slobos. Amin. Dacă fiul vă face slobos, veți fi cu adevărat slobos. Veți cunoaște adevărul, veți deveni ucenici. Există momentul când începi să crezi creștinismul firesc de prunci. Dar există nivelul de ucenici. Când Dumnezeu te ia ca și o piatră, te folosește, zidește, când îți dă autoritate. Aleluia! Aleluia! Să dăm slavă lui Dumnezeu! Haideți să ne ridicăm, să ne rugăm.